Trebuia să o mai lăsați un pic. Până la final era bine. Ți-a plăcut, Cristi, nu? Poate să cânte Doromba. Nu, nu vreau. Bună dimineața, bine v-am găsit. Avea să fie o premieră. Bună dimineața, Cristi. Uite, astăzi vorbim în continuare de Galaxy Note 7, pentru că știm telefoanele au fost retrase de pe piață, dar oamenii nu vor să le dea înapoi. Vorbeam zilele trecute cu cineva de la Samsung care chiar spunea: ia uite, pentru oamenii că sunt bune, de-aia nu vor să le dea înapoi. Foarte de aceste telefoane, chiar dacă își asumă riscul că ele să poată exploda, și drept urmare nu vor să le returneze și că au probleme în a primi telefoanele înapoi de la oamenii pe care le-au cumpărat, chiar dacă le dau bani înapoi sau chiar dacă le dau bonusuri pentru chestia asta. E, și pentru acest lucru, cei de la Samsung, în colaborare cu operatorii de telefonie mobilă, au început în Australia și Noua Zeelandă, acum au ajuns și în Canada, opresc posibilitatea ca aceste telefoane să mai poată fi folosite ca telefon. În următoarea actualizare, care va veni obligatoriu și se va instala automat pe toate telefoanele, posesorii acestor telefoane vor pierde funcțiile de apel de voce, de mesaje, de Wi-Fi, deci nu le mai putea folosi ca instrument de a naviga pe internet, și mai mult decât atât, bateria nu se va mai încărca până la capacitatea maximă, tocmai pentru a preveni și asta va depinde de un update la soft? Un update la soft care va introduce toate aceste limite. Nu neapărat, sunt acele update-uri de software care îți vin de la operator și ți se instalează automat pe telefon. Să înțelegem că va rămâne un telefon, nu și computer. Va rămâne un dispozitiv cu un ecran pe care poți citi lucruri. Până una alta, și pe partea cealaltă, un manager de la Foxconn, fabrica care produce iPhone-uri, a fost prins că a furat nu mai mult de 5700 de iPhone-uri. Bravo. Domnul era un manager la banca de teste de calitate și telefoanele care veneau la testare, câteva dintre ele, adică 5700, probabil câteva, zis că nu le mai returnează, le-a luat și împreună cu angajații lui le-au luat acasă, probabil le-au vândut. Le-au amortizat, ca să spunem așa. Și oamenii au fost, abia acum l-au prins, deși lucrurile s-au întâmplat prin 2017. Sau au fost în fază de testare. Da, între timp apar noi metode de a fura banii de pe carduri, dar există și contraatacuri, dar știu, trebuie să le spun. Cardurile Visa au primele 6 cifre care sunt aproape cunoscutibile, pentru că acele primele 6 cifre arată tipul cardului. Iar pentru următoarele cifre de pe card există boți pe internet care încearcă cifre aleatorii către procesatorii de plăți. În momentul în care procesatorul de plată îi răspunde că un anumit card este valabil sau nu, atunci botul înregistrează acel card ca fiind valabil. Tot ce trebuie să știm noi să facem, și de fapt se va implementa în viitorul probabil apropiat, acel CVV2, codul de securitate de pe spatele cardului, va deveni un cod care se va afișa pe un display pe carduri, ceea ce înseamnă că nu va mai fi la vedere. Nu va mai fi la vedere și se va schimba de fiecare dată și va fi foarte sigur. Și o să vă spun mâine că o să vorbim despre Waggle, care este un fel de YouTube al animalelor și a avut parte de o finanțare destul de importantă. Dar despre aceste detalii o să vă zic mâine dimineață. Perfect. Că mâine dimineață îmi iau filmulețele de aici mâine dimineață. Exact. Îți mulțumim tare mult, Cristi, și te vezi și pe publica.md.